Astăzi iarăși în vizită la cascada spumoasă. A mai venit un grup de persoane care nu știau și au venit cu mine. Deci vă transmit în direct să vedeți frumoasa cascadă spumoasă la o oră de mers din Bușteni. Iată, deasupra ei pot fi văzute izvoarele care formează cascada. Iar acolo, pe un vârcel în stânga, se ajunge la casca asta, la săritoarea lui Magheru. Și se poate urca până ajunge acolo sus, în vârful stâncii, unde am fost eu anul trecut și am filmat. Cascada asta, eu chiar vin foarte des la ea, îmi place foarte mult. Am venit și iarna și în peisaj de toamnă. E una din frumusețile Bucegilor și Buștenilor ca stațiune. Apa de nedescris cât de curată și pură este, având în vedere că izvoarele sunt deasupra ei. Bun, ia să mă apropii mai mult de ea, să o vedeți mai de aproape. Debitul de apă e mai mic decât în alți ani, dar încă e frumoasă și așa, pentru că se încadrează și într-un peisaj de ăsta de pereți montani. Iată aici ce înălțime! Iar această potecuță pe dreapta cascadei merge pe vârceul spumat și se ajunge în brâna Portiței Caraimanului. Și totodată, tot așa, urcând pe aici pe dreapta, se ajunge la la izvoarele cascadei. Că aici se poate urca și ajunge deasupra cascadei.
Da. Am să opresc filmarea să fac și ceva poze.